Salut, sunt Vasile Cipcigan și sunteți la Outdoor Rec. Astăzi suntem la Hervit Sports în Cluj-Napoca și vreau să vă arăt câteva sisteme de hidratare pentru cei care se dau cu bicicleta. Și începem de la o bicicletă. Bicicletele au suport pentru susținerea sistemelor de hidratare. Și Radu, vreau să vii puțin la mine, uite, aici. Aceste fante sunt pentru a atașa suporții pentru sistemele de hidratare. Ok? Hai să vedem la o bicicletă. Le avem pe cadru în partea asta și în partea asta. Deci putem pune două sisteme, putem pune două sisteme, două bidoane, două sisteme de hidratare. Și hai să vedem sistemele de susținere, suporții pentru bidoane la bicicletă. Avem suportul clasic metalic, avem un suport de plastic care permite să punem bidon puțin mai mare sau na, strânge bine, dar nu este așa de rezistent ca cel de metal. Mie, sincer, îmi place cel de plastic. Aici la Hervis avem KTM. Hai să vedem ce sisteme, ce suporți are KTM-ul. Suport de plastic rezistent care permite să punem și un bidon puțin mai voluminos și prinde foarte bine bidonul. Acești suporți se prind foarte ușor pe cadrul bicicletei. Ai nevoie doar de trusa ta de imbusuri și foarte rapid poți să-ți pui un suport pentru bidon. Dar hai să vedem ce bidoane, ce sisteme de hidratare găsim aici la Hervis. Avem mai multe tipuri. Avem bidoanele clasice, simple, de plastic, cu acest sistem care se închide și se deschide. Din acest muștiuc putem bea apa. Avem bidoanele clasice cu o îmbunătățire pentru a avea muștiucul curat. Avem acest capac. Când ne dăm cu bicicleta, nu întotdeauna o să ne dăm într-un mediu extrem, extrem de curat. Pe bidon se poate așeza praf, noroi, apă murdară și de aceea e foarte bine să avem un mic capac, un sistem de protecție a muștiucului. Uite, de la Camelback, Radu, avem un bidon cu o protecție termică, adică are în interior, între pereți, un izolator termic, păstrează lichidele calde sau reci, așa cum ni le dorim. Un capac tare mișto, uite. Băi, și chiar ieftin, ăsta-l iau. Serios. Pun aici. Acum, hai să mai vedem. KTM-ul are un bidon cu un căpăcel de protecție. Nu știu cum merge destul de greu, dar cred că în timp va merge mai ușor. Și are și o folie de izolare termică pe interior. Da, între pereții bidonului avem o folie de izolare termică. Aceste sisteme de hidratare, aceste bidoane sunt pentru ture clasice de bicicletă, bicicletă de șosea, mountain bike. Hidratarea e foarte importantă și vă recomand să o faceți așa cum scrie la carte. Des și nu foarte mult, atât cât ai nevoie. Dacă vrei să folosești săruri, există pe piață tot felul de minerale, electroliți pe care le poți introduce în apă și să îmbunătățești calitatea apei. Pentru hidratarea ta e important ca apa să conțină minerale și săruri. Pentru ture lungi de bicicletă, pentru ture care necesită o hidratare constantă și de lungă durată, vă recomand acești rucsăcei cu sisteme de hidratare. Acesta este de la Camelback. L-am descoperit aici în Hervis Sport. Ce este acest sistem? Este un săculeț, efectiv un săculeț, în care intră, aici intră 2 litri de apă. Deschidem cu un căpăcel. Putem pune apa. Închidem și rucsacul acesta are un compartiment special pentru acest săculeț de plastic, material plastic. Săculețul are acest furtun care se atașează pe breteaua rucsacului și un muștiuc la capăt care, uite, se și închide. Așa, cred că, ia să vedem. Da? Așa este închis, așa este deschis și prin apăsare cu dinții
putem să bem apă sau lichidul pe care îl avem în săculeț. Ok, hai să vedem cum stă în spate. După cum vedeți, pe rucsac, hai să se vadă, avem acest sistem de prindere al furtunului. Este un rucsac dedicat la acest sistem și foarte simplu, bem. Dacă dorim să închidem, tragem doar clapa, se închide sistemul și așa putem să bem lichidul de care avem multă nevoie. Dragilor, o hidratare corespunzătoare înseamnă în primul rând sănătate, înseamnă susținerea efortului, înseamnă, de ce nu, confort și plăcerea noastră natură. Sunt Vasi Cipcigan, sunteți la Outdoor Rec, suntem la Heavy Sports și ceea ce vă spun este vreme bună natură.